Bună seara, prieteni! A început ultima etapă a sezonului regulare. Aș vrea că este ultima etapă plus un meci restantă de săptămâna viitoare, pentru că la comisia de recurs a FRF s-a decis rejucarea meciului dintre Sepsis și FCU. 3-0 în prima instanță la comisia de disciplină, dar până la urmă această partidă se va rejuca și e posibil să aibă miza ultimului loc de play-off. O să discutăm. Am văzut împreună prima partidă din această etapă, Botoșani-Mioveni 1-1 și evident că play-out-ul va fi realmente incendiar, poate cel mai disputat dintre toate cele care au fost în acest format, pentru că Mioveni, de când a venit Nicolae Dică, a făcut multe puncte și e în joc pentru a se salva de la retrogradare. Urmează în bănie Craiova-UTA, foarte interesantă partida din multe puncte de vedere, însă până să o prefațăm, vă prezint invitații și subiectele de la această oră. Mihai Stoica, bună seara! Bună seara! Constantin Zota, bună seara! Bună seara! Sunt mult mai importante alte subiecte decât acest meci dintre Botoșani și Mioveni și evident că această decizie de rejucare a împărțit nu neapărat România în două, dar în foarte multe opinii. Ale celor care sunt direct implicați, mă rog, partea neutră și așa mai departe. Am văzut că ați postat imediat după decizie ceva de genul că e un pas spre normalitate. Da. Vi se pare așa? Am spus-o și de foarte multe ori. Nu există nicio vină a unui jucător de la Craiova. Dacă merită să meargă în play-off, meritul sportiv trebuie să primeze. Și nu mi s-a părut normal, deci gafa enormă îi aparține lui Chivulete, pentru că mi s-a părut normal ca ceea ce se... Pentru care era un acord tacit. Da, dom'le, țipă lumea pe stadion. Ca așa se întâmplă pe stadioane. Deodată suntem de o sensibilitate ieșită din comun și nu ne oripilăm. Nu. Lăsați-i să strige că nu afectează cu nimic jucătorii, cei 22 de jucători care sunt pe teren. Nu. Chiar nu afectează. Aici, nici nu poți să strigi orice pe stadion, că nu sunt afectați jucătorii. Nu poți să strigi orice, dar aici n-a fost ceva cu totul și cu totul ieșit din comun. Arbitru a considerat că e. Păi, arbitru a considerat că e, dar uite, comisia de recurs nu consideră că e. Și atunci Corect. Arbitru ar trebui să plătească. Asta e o altă discuție. Nu prea văd că arbitrează, nu prea îl văd plătit. Bine, era delegat. Ok, și dacă era delegat ce? Și Kovac Sabol s-a fost delegat la meciul Rapidului cu Hermannstadt și n-a mai arbitrat. Crezi că ar trebui penalizat Chivulete în urma acestei decizii a comisiei de recurs, care practic îl incriminează în mod direct? Că scriam și eu chestiunea asta. Chivulete a avut dreptate și rejucarea meciului nu se trupă. Adică nu pot fi, cum am scris eu, complementare. Dacă era Chivulete a avut dreptate 3-0 la masa verde, da, Chivulete era cauționat. Sau până 3-0 să piardă ambele sau orice, da, dar adică nu să se rejuce rejucare. Că practic comisia a intervenit peste arbitru spunând arbitru n-a avut dreptate. Cam asta este... decizia comisiei. Nu, asta este, nu cam asta este. Exact, asta este. Da. Asta este. Este o gravă eroare și este o eroare, cred eu, de multe ori mai gravă decât dacă ai greșit acordând un cartonaj roșu sau un penalti. Asta se întâmplă într-un meci și are importanță în desfășurarea meciului. Aici este și mai grav pentru că tu iei o decizie împotriva regulamentului. Regulamentului pe care tu trebuie să-l cunoști ad literam și să-l aplici ca atare. Nu? O decizie, ca să nu mai vorbesc, cu influențe majore în dezvoltarea activității fotbalistice și așa mai departe. Este o decizie gravă și eu sunt convins că va fi sancționat. Cum? Însă, pe de altă parte, la fel de convins că va fi sancționat foarte blând. Pentru că am văzut cu toții atitudinea comisiei de arbitri în relația Chivule. Și asta vorbim de ultimii ani. Ultimii ani, anul ăsta chiar a făcut, cu excepția asta, a făcut niște meciuri bune și a arbitrat bine. Dar în ultimii ani evoluțiile au fost modeste. Mai puțin duminică. Duminică când a tolerat nu jocul dur al UTA. Am discutat aici. Da, știu. Deci a lăsat pe un tăpșan să lovească, ceea ce nu e în regulă. O să ne întoarcem la discuție. O să vreau să ascultăm câteva declarații din partea lui Nicolae Dică după acest meci de la Botoșani, terminat la egalitate 1-1 Botoșani-Mioveni. Câștigăm jocul pentru că ne dorim la fiecare joc să obținem maxim, dar este important că am câștigat și acest punct.
am început jocul, am fost o primă repriză în care consider că a fost una echilibrată, în care noi am avut o ocazie, cei de la Botoșan la fel o ocazie și au marcat acel gol din fază fixă. Nu am reușit să punem multe probleme adversarului, apoi a doua repriză am schimbat și sistemul de joc din 4-3-3 în 4-3-1-2, unde am reușit să punem probleme adversarului, să punem o presiune pe ei. Ei nu și-au mai creat, nu și-au creat ocazie de a marca și am reușit să egalăm. Dar consider că rezultatul este echitabil la jocul care a fost. Primul șut pe poartă, totuși, după minutul 60. Da, într-adevăr, a fost, cum am spus, a doua repriză am fost echipa mai bună, în care am pus presiune, am alergat să egalăm. De asta spun că în prima repriză nu am făcut un joc bun ofensiv. Cum va fi în play-out? Urmează meciuri tot de care pe care și orice punct și acolo va conta. Data asta vă bucurați pentru jumătățirea asta a punctelor. Da, ne bucurăm pentru jumătățirea punctelor, pentru că avem și noi o șansă în plus de a ne salva, de a merge la baraj, practic, pentru că am plecat cu 9 puncte, am reușit să acumulăm 13 puncte în 9 etape, un lucru bun pentru o echipă ca acest Semeveni. Punând și jocul de anul trecut, ultima etapă, sunt 10 jocuri în care am pierdut doar 2 jocuri. Pentru o echipă de pe ultimul loc, cred că este un lucru pozitiv, un lucru bun. Dar, cum am spus-o și după alte jocuri, important este în continuare să rămânem uniți, să avem încredere în noi, să avem curaj la fiecare joc, asta le cer băieților, și să încercăm să ne îndeplinim acest obiectiv de a rămâne în prima ligă, să dăm totul la fiecare joc. Când am venit, am spus că vom fi o echipă care nu ne vom preda. Asta le spun în fiecare zi jucătorilor, după fiecare joc, că trebuie să credem în șansa noastră. Cât este ea de mică, dar trebuie să credem în ea. Situația financiară cum mai e la Mioveni? Nu, situația financiară este ok, este bună. Săptămâna viitoare vom primi salariile din ce ni s-a promis. Deci suntem ok, adică până data de 15 până acum s-au plătit în fiecare lună salariile, au fost banii cesionați, deci totul este în regulă. Mulțumim celor din conducere, domnului primar că, și cu, eu știu, Consiliul Local, că s-au ocupat de această treabă și au reușit să aducă cât de cât băieții, unii dintre ei sunt cu bani la zi, ceilalți la o lună de zile, dar nu este o mare problemă asta. Deci suntem ok din punctul ăsta de vedere. Mulțumim! Cu plăcere! Bun, întoarcem la discuție. Deci spuneți că sunteți pentru sancționarea lui Chivulete. Da, total. Ce sancțiune vedeți în cazul lui? Nu ce credeți că va da comisia, că asta nu. Am înțeles că va fi blândă, mă rog, în virtutea ceea ce... Asta a fost așa, ca o voce ce ar merita, adică? Aplicarea regulamentului în zona maximă. De exemplu, cum sunt anumite sancțiuni între 2 și 4 etape sau între 4 și 6 etape, comisia are un regulament inter și trebuie sancționat la maxim. Uh-huh. Eu am o problemă mare de tot, dar mare. Dacă un jucător greșește și este eliminat, plătește o amendă foarte mare. Dacă un antrenor este eliminat, plătește o amendă foarte mare. Un conducător nu mai spun. Eu am plătit la amenzi de, mă rog. Un arbitru care greșește și se dovedește că greșește, niciodată nu plătește nicio amendă. Se presupune că pierde baremul. Aha. La meciurile la care nu păi e... Și la jucători se presupune că ar pierde un bonus sau echipa sau faimă sau glorie. Păi ce înseamnă? De ce nu avem de ce nu aplicăm pedepse peste tot? Adică ați fi pentru suspendarea. Eu aș fi nu vorbesc de cazul Chivulete acum. În general, știu ce eu vorbesc așa. Dom'le, arbitrează și greșește grav. Decide un meci, vicează un meci. Vicează rezultatul unei partide. De ce să nu plătească? Dar să plătească? Ce e asta? E inamovibilitate? Nu. Dar nu este... Nu e regulamentar, nici FIFA, nici UEFA, și știu chestia asta. Dar zic așa, niciunde eu nu vorbesc neapărat de în România, vorbesc așa în general. Da, moral deci, exact. Pentru că unii pot greși că n-au niciun fel de problemă. Sunt reținuți de la delegări, dar nu prea văd nici rețineri de la delegări. Nu, unii nu sunt reținuți de la delegări. Aia e problema. Unii da, sunt reținuți, da, unii nu sunt. Unii poate, ăia care sunt reținuți, poate oricum n-aveau delegări. Știi? Nu. Unii dispar din postura de central, dar se duc VAR sau în rezervă, ceea ce nu înseamnă că ești reținut de la delegări. Deci, am terminat chestia asta. Nu se poate face asta. Ok, foarte bine, nu se poate face asta. Aș vrea și eu să văd, să iasă Vasara, sau indiferent cine va conduce vreodată arbitrajul românesc, să spun așa. În urma greșelii... care a viciat rezultatul partidei respective. Arbitru X este reținut, va fi reținut 16 etape de la delegări. 8 etape, 4 etape. Dar măcar să știm și noi că
se întâmplă ceva. Așa noi nu știm că se întâmplă nimic. Pe undeva mă înțeleg. Pe de altă parte, îl înțeleg și pe Vasaras. Și vă explic imediat pe scurt de ce. Dacă s-ar întâmpla asta, în patru etape n-ar mai avea cine să arbitreze în prima ligă. Știți de ce? Pentru că certificarea pentru VAR nu este extinsă și pentru arbitrii de Liga a doua pe care poți să-i dai. Că aici nu poți să-l trimiți pe X arbitru dacă n-are certificare VAR. Că apoi ai probleme cu FIFA și cu IFAB-ul. Bine că au unii certificare VAR și am văzut ce văd la VAR. Pe hârtie. Da. Și dacă Vasaras vine și spune Radu Petrescu, 4 etape, Rusandu, 5 etape, Ciabolt Kovac, 6 etape, Chivă, peste 3 etape, nu mai are efectiv. Dar știi cum poți să discuți așa? Mie mi-a carnetul că trec pe roșu. Și sunt un pericol public pentru pietoni. Dar pentru că totuși trebuie să conducă cineva, bă, nu mai conduc mașina. Rămân cu carnetul și conduc motocicleta. Și tot iau pe roșu. Ok. Și spune-ne o soluție. Dacă peste 4 etape nu mai sunt arbitri disponibili pentru etapă, aducem ce facem? De afară. Sunt bareme bune în România. Aducem de afară. Care-i problema? Nu s-au mai adus? Mă problem să spun că... Marciniac a fost arbitru polonez care a fost oficiat la finala Cupei Mondiale. A oficiat și în Emiratele Arabe Unite la finala cupei, nu știu ce cupe, de acolo câștigate de Cosmin Lăunăru. Iar ieri sau alaltăieri, meciul dintre Al Ittihad și Al Nassr a fost oficiat de la Hoz. Ieri. Din Spania. Ah, seara. Ieri. Okay. Da. Și a bătut Al Ittihad de echipa lui Cristiano Ronaldo. Nu, a pierdut Al Nassr. Al Ittihad a câștigat. A bătut Al Ittihad de echipa lui Cristiano Ronaldo. A bătut Al Ittihad pe Al Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo. Așa, da. Am crezut că spuneți că a câștigat. Nu, 0-80, a marcat Romarin. Sunt țări. Sau cel puțin e o țară importantă cu fotbalul în Europa care aduce arbitrii străini, e vorba de Grecia. Da. Tot Mateu Lahoz a fost și la finala Cupei Greciei de anul trecut și am fost la acum în prezent. L-a spulberat pe Răzvan. La noi cred că ultimul arbitru. Făcut zop. Pe Răzvan numai Mateu Lahoz. La noi ultimul arbitru străin. Cred că acum 10 ani. Dacă 90 ani. Ultimii arbitri străini? Da. Cred că mai mult. Da. Cam așa. Mai mult. În 2012 am pierdut noi cupa, finala cupei. Spuneați mai devreme că pe stadioane, mă rog, se strigă și că s-a strigat. Ok. Nu știu că ați văzut ce reacție a avut la adresa dumneavoastră Ceaba Astaloș. Nu. Că o să vedem imediat. El a oferit un interviu pentru site-ul fanatic.ro și nu a vorbit doar de... A spus... A amendat o chestiune pe care noastră a spus-o și ați repetat-o mai devreme în emisiune. Da. Și o să vedem imediat ce a spus Astaloș și cel care este președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, un personaj care e destul de vizibil în, să spunem, spațiul acesta în care ne învârtim noi al sportului, pentru că a avut mereu păreri. Haideți să vedem. Spune între xenofobie și rasism la început și zice nu alegem între ele, astfel sportul nu există cu înjurături, cum zice domnul Stoica de dumneavoastră, cu folclor și așa mai departe. Să-și ducă copiii pe stadion să vadă ce înseamnă folclor. Asta a zis. Da, e prea înțeleg, dar mă rog. Apropo de ce spuneți toate că pe stadion e și cu înjurături și că oamenii sunt prea sensibili dacă se raportează că nu pot să audă ce se strigă. Exact, așa este. Deci spune că eu m-am născut pe stadion și așa a fost. Deci tata dumneavoastră să-l ierte, la un moment dat a avut o ieșire și cineva i-a zis, bă, tași din gură că sunt copii aici. Și i-a zis, băi, știi ceva, vrei liniște, du-te la teatru. Ce să-i faci? Asta este. De-aia vine lumea să descarce pe stadion. Da, dar poate dă. Eu nu spun că e ok, nu trăim în... Păi asta spune el. Ceaba Astaloș și se vrea Alice în Țara Minunilor. Nu se poate așa ceva. Nu suntem în Țara Minunilor. Suntem într-o țară în care se înjură, cum se înjură și în Anglia, dar să explic lui Ceaba Astaloș. Să meargă în Anglia să vadă fair play-ul britanic. Nu, se înjură grav. Se înjură în Grecia, se înjură în Turcia, se înjură în Botswana, se înjură în Burundi, peste tot. Că așa e pe stadion. Ce să... Eu nu promovez chestia asta. Pentru că mie mi înjură fata și nu convenea la început, acum m-am obișnuit. Dar asta este situația. Ce putem să facem noi? Păi nu știu, prin luarea unor măsuri să îndepărtăm sau să diminuăm. Păi măsuri luăm, amendând, eliminând oamenii care înjură. Normal ar trebui, și am spus-o de 100 de ori, eu am mijloace, să vină forțele de ordine, să vadă cine înjură, să-l ia, să-l amendeze, să-l interzică pe stadion și să fie... Eu am o problemă, că mă punește râsul.
Păi tu parcă erai prieten cu domnul Ceabasta. Nici nu știu ce din domnul Ceabasta. Am fost împreună prin 2006 la o comisie în care un grup de suporteri ai voștri ai Stelei au scandat într-un fel față de suporterii Rapidului. Cum scandau suporterii Rapidului despre ei înșiși și fără că să spună nimeni nimic. Și domnul Ceabasta a susținut, nu, e ceva normal pe stadion. Așa a zis? Între ghilimele, că nu s-a întâmplat nimic, pentru că am avut înregistrări, am avut tot acolo. Nu s-a întâmplat nimic. Cred că dar ziceți aici... după meciul ăla Sportul Steaua, când no, era în luptă. Nu, că eram noi implicați Rapid. Păi nu, în meciul respectiv? Păi nu puteam să mergem la comisie. A, deci a fost meciul Rapid Steaua. Că a fost interzis SAFTA după un meci cu Rapidul și de atunci nu l-a mai avut Crainic pe stadion. Și interzis, cred că, de Bastalu. Nu știu, da. eu nu știu că am... Și unde am fost eu la domnul Cea Bastalu? Pentru eu am fost chiar la el, la comisia, fiind domnul Păun, că e reprezentanții romilor fost, acolo. Probabil că a fost Vale Argăseală, eu n-am e fost. Eu nu-l cunosc pe domnul Astalu, nu l-am fost în viața mea. Și eu n-am fost la nicio comisie nicăieri, doar la comisia de disciplină. Mi-a fost suficient. Chiar eram la un moment dat, mă cunoșteam foarte bine cu toți membrii comisiei. Iar acolo, conducătorii că și-au trecut prin ele, da. Când primești suspendare, cam 3 luni, așa începe treaba. Da, cu da, da, și mulți bani. Da, cu 3 luni, nu o etapă, 2-3. Bun, am văzut ce a decis Chivulete. Atenție, la acel meci Sepsi FC Craiova, observator de joc, care e important în contextul evenimentelor, a fost Octavian Goga, care este vicepreședintele Federației Române de Fotbal și unul dintre cei 3 membri ai Comitetului de Urgență. Deci important membru, alături, da? De Gino și de Burlean. Exact. El a fost observator de joc. Ok, e de competența arbitrului dacă oprește sau nu un meci, dar totuși el observatorul ar fi putut să-i spună, vezi, dacă oprești meciul pentru xenofobie, noi nu avem un regulament și atunci poate că și Chivulete... Dacă ar fi știut asta. Da, păi asta zic. Dacă te ajută observatorul în direcția asta, te gândești nu, și tu. Nu, dacă ar fi știut observatorul că asta... Dacă ar fi știut, da. Exact. Păi, acum vorbim. Crezi că dacă ar fi știut, nu i-ar fi spus? Ba da. Și eu cred. Băi, vezi că nu e regulamentar. Poți să revii, hai să vedem ce facem, să aplicăm regulamentul. Păi, și o să pentru vedem că imediat încă un argument de ce nu s-a știut. Eu știi, că... eu știi ce vreau să spun, doar atât. Că de ce mi s-a părut o chestie și surprinzătoare, pentru că nu mă așteptam să se schimbe decizia Comisiei de Disciplină. Și asta înseamnă, cel puțin de unde văd eu lucrurile, că nu există influențe a conducerii Federației de Române de Fotbal sau a, nu știu, a clasei politice, a Barnam, asupra comisiilor. O comisie a văzut într-un fel, comisia cea mai importantă a văzut în alt fel. Iar asta pe mine mă face să cred că este într-adevăr independență, ceea ce în trecut nu prea am observat. Adică mi se părea că se dă direcția, mi se părea, n-aveam de unde să știu, dar mi se părea că se dă o direcție și se merge în sensul. Păi și deci, de ce putem să ne gândim că au existat influențe politice pentru acest verdict? Adică de ce excludem asta? Pentru că nu pot să fiu, să spun numai, să le văd numai negru. Oricum zona e gri, dar eu văd ceva foarte bun din toată treaba asta. Că s-a dat o decizie ca meritul sportiv să primeze, ceea ce este extrem de important în opinia mea. Da. La o zi, după ce s-a întâmplat la meciul dintre Sepsi și FCU Craiova, când Chivulete a oprit definitiv meciul, Răzvan Burleanu, președintele Federației, a susținut o conferință de presă cu totul alt context. Se semna un nou parteneriat pentru Federație, dar evident că a fost abordat pe acest subiect. Într-o primă fază a refuzat să răspundă, susținând că e totuși o speță de competența comisiilor, după care a oferit următorul răspuns. Să-l vedem, că e important. Pe de altă parte, arbitrul Andrei Chivulete a urmat îndeaproape un protocol în 3 pași care se aplică și la nivel internațional. În perioada următoare va urma un caz care va ajunge pe masa Comisiei de Disciplină. Ne dorim să nu mai vedem mesaje, scandări violente pe stadioanele din România, iar acest lucru face trimitere directă la scandările rasiste, discriminatorii și sau xenofobe. Deci Burleanu a ieșit atunci la o zi după și a spus că arbitru a procedat îndeaproape, sau nu știu cum să așa, regulamentar, urmând protocolul în astfel de cazuri. Da, a zis rasist și xenofobie și nu a fost rasist. Asta spun și eu, că Burleanu a spus Chivulete a respectat... La Răzvan Burleanu mi se pare mai grav decât la Octavian Goga.
pentru că Goga era acolo, sub presiunea meciului și poate a scăpat cu privire la regulament. Dar tu, președintele Federației, ai o conferință de presă, fără doar și poate te aștepți să fii întrebat pe subiectul ăsta. Chiar dacă și nu atunci și timp să ai timp să te pregătești. Mai mult decât atât. Ai sub tine acolo, nu știu că juriști. Și vii și studiezi regulamentul. Și poți să vii în fața camerelor și să spui un punct de vedere regulamentar. Adică este un tip foarte inteligent, de asta nu poate să, nu poate să conteste nimeni. Nu-mi dau seama cum s-a comportat și cum a declarat el așa ceva. Da. Chiar nu-mi dau seama. Ce e cu interdicția de transferuri pe care ați avut-o, aveți, venit din partea FIFA? A fost o eroare, era vorba de 2000 ceva de euro, 2500 de euro, care trebuiau plătiți, dar noi nu aveam contul în care să plătim. La o indemnizație de la ceva solidaritate la DAUA. Chiar n-am știut, l-am întrebat pe Vali, mi-a zis că nu era cont în care să, nu poți să ai o datorie, dar trebuie să achiziți într-un cont. Și avem adresa de corespondență care tot a cerut cont, la un moment dat a trimis un avocat un cont, nu puteți să trimiți, poate oricine a trimis un cont. Poți să vezi în contul federației. Și până la urmă s-a rezolvat, e achitată suma, se va ridica. Absolut niciun fel de problemă. A, deci a fost dictat, da, bine, sancțiune de că acum oricum nu se pot face transferul. Bineînțeles. Da, fusese activată interdicția. Da, 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 da. Cred că se activează automat când apare în software. Automat, da, da. A, deci nu e nicio acolo nu există că e vorba de câteva milioane sau de 20 de euro. Acolo e exact softul. E ca la bănci, când apar cu... Da. Așa, indiferent că e de un euro sau sumă mai mare, softul lucrează practic și trimite interdicția. Eu am probleme cu softul. Spuneți-mi de Omrani, accidentarea lui, se încearcă recuperarea rapidă, l-ați trimis la Belgrad? Nu a mers la Belgrad. Nu a mers. Nu a mers la Belgrad, a început la sală. E bine, în, cred că, 3 săptămâni e apt de joc. Deci, practic, după pauza pentru echipa națională. Începând cu etapa a doua de play-off. Exact. Ok, alte probleme, mai sunt medicale, mă refer. Nu. Nu. Nu, nu. Stai să mă gândesc. Panțărul și bilet, nu. În rest nu mai e nimeni la sală. În rest nu mai e nimeni. Ok. Ați văzut declarațiile pe care le-a făcut Leo Strizu? Am văzut, da. La adresa dumneavoastră, în Fanatic? Da. Și? Unii spun ce visează sau ce ar fi dorit să se întâmple. Nu. Sunt niște aberații. Nu, nu au stat așa lucrurile? Nu. În nimic din ce spune el acolo? Nimic. Da, ok. Într-adevăr, n-am așteptat un membru al staff-ului care întârzia, că ăsta e stilul meu. Ce vrei să faci? Asta e, nu o să stea echipa să aștepte un întârziat. Dar chestiile astea, normal... Deci, eu am o problemă. N-am vrut niciodată să mă înconjor de proști, de mincinoși, de impostori, dar cel mai și cel mai grav mi s-a părut când un om, un angajat al unui club sună ziariști să le spună ce se întâmplă, chestii de genul ăsta. Și gata, nu-i vorba de el, nu-i vorba de nimeni, eu am vrut să îl ajut, l-am ajutat un an și ceva, a luat niște bani degeaba, să fie sănătos. A luat bani degeaba în ce sens? Păi nu știa să fac nimic, de aia a luat bani degeaba. Și dar asta știam de la început. Scuză-mă, e greșeala ta, Mihai. Omul a trecut printr-o tragedie, am vrut să-l ajut și până la urmă mă bucur că l-am ajutat, indiferent de bazaconele pe care le spune, mă interesează. Chiar nu mă interesează. Eu am spus textual câteva lucruri care mi s-au părut relevante, în sensul că face niște, nu acuzații neapărat, niște chestiuni punctuale pe care el le rostește. Haideți să vedem ce zice. Interviul a fost în Fanatic. Dacă este o dictatură la FCSB, n-am nimic împotrivă, spune Strizu. Am fost jucător cu toții, avem cea mai bună echipă, dar uite-te la ei, sunt îndoctrinați de jucători. Nu pot să spună un cuvânt. S-a luat, zice de dumneavoastră, s-a luat de Olaru. Președintele Ferguson de România, aici e o ironie către dumneavoastră. Da, foarte ironie. Fără Olaru, noi suntem morți, fără Olaru, la mijloc, suntem morți. Așa. Cred că mai zice ceva pe subiectul ăsta. Olaru am crezut să fac pariu că joacă oriunde, mă rog. Tu te-a pus să vadă lumea ce menezi sau ce fel de Ferguson de România ești tu de îl ceri pe Olaru prin ziare că a luat cartonașe. Așa. Adică vă reproșează... Dar cine îmi reproșează asta? El. Cine? Nimeni. Nimeni. A fost antrenor. Un om care 10 ani n-a fost în fotbal. Ce să reproșeze?
El nu știa cine e Olaru. El, după, când a venit, am vorbit cu Olaru, vă dau cuvântul meu de onoare, am vorbit cu Olaru la un antrenament și după ce a plecat Olaru, m-a întrebat cine e ăsta. E Olaru. Olaru a venit la Steaua la propunerea mea. Da, am avut, am spus că sunt foarte dezamăgit înainte de meciul cu Retur, cu Stavanger, că sunt foarte dezamăgit că l-am rugat să nu ia cartonaș și a luat cartonaș. Și ce înseamnă asta? Din cauza pe Olaru, capitanul echipei. Care-i problema? Am zis eu că nu-i jucător bun. N-are, un săracul nu are nicio logică în tot ce spune. Adică chiar mi-e milă de el. Mai zice așa. Haideți să vedem. La un moment dat, explică un moment, probabil, după un meci, cred. La un moment dat ne urcăm în autocar. Ultimul care trebuia să vină era Meme. Vine sau merge cu mașina la stadion? Și cineva îmi răspunde, te rog frumos, nu te contract cu el, că nu e în stare bună, toată ziua a fost nervos. Așa. În momentul acela am zis că ne separăm, nu mă mai interesează nici să vin să beau cafeaua. În ultimele meciuri am venit asta singur. Asta e, măcar de recunoaște omul, asta venea, venea să bea cafea, pentru asta lua bani, venea să bea cafea. Ce să-i... Hai, nu mergi. Pierdem vremea. Serios, pierde vreme. Bun, și care-i treaba? Dacă sunt nervos și nu trebuie contract, care nu, că nu înțeleg. Care-i problema? Bă, Dani, deci eu l-am adus la FCSB. Adică l-am rugat pe Gigi să... Gigi mi-a zis, bă, nu, că ăsta m-a înjurat. El mi-a zis, de fapt, bă, nu o să vrea Gigi. Bine, mă las cu Gigi, vorbesc. Bun. L-au dat afară după câteva luni ăștia de la Academie. Că nu era depășit total la echipa a doua și la Academie. Am spus, bă, Gigi, gata, mai ce să fac, eu îi desfac contract. Te rog eu frumos, mai ia-i din bani, dar lasă-l să... Mi-e milă de el, lasă-l să mai stea. A, în momentul în care mi-a zis o să fie el cu licența, nu mi-a convenit. Pentru că eu nu pot să accept ca un personaj caricatural, care nu este în stare să lege două cuvinte, să reprezinte clubul chiar doar în conferințe de presă. Și când am văzut ce prostii poate să spună în prima deplasare la Botoșani, m-am speriat. Și din momentul ăla am zis, băi, nu mai puteam să mă mai uit. Adică nu poți să spui, să nu știi cine e Filip. Poți să spui asemenea Bazaconi, să nu știi, să spui că a intrat bine Octavian Popescu în repriza a doua, când el jucase titular. Adică m-am speriat, am spus, băi, frate, ok, știu care lacune. Bă, dar chiar așa să fii de slab, să nu poți să legi două cuvinte, două cuvinte? Pentru numele Dumnezeu, nu poți să fii chiar în halul ăsta de slab. Și am zis, bă, nu mai are ce să caute, nu mai poți, stai la meciuri măcar, că n-avem ce să faci, că trebuie să avem licență pe bancă, du-te la conferință și încearcă să vorbești cât mai puțin și atât, ce să fac? Cum să țin lângă echipă un om care nu știe nimic, dar nimic? Dar Mihai, dar voi l-ați spus acolo. Păi și ce să fac? Păi eu n-am vrut să-l pun. Eu i-am spus lui Gipăi. Păi bă, Costele, ce să fac? Nu sunt eu patronul clubului. Eu i-am spus, te rog frumos, lasă-mă să aducem unul care să ne și ajute cu ceva. Lasă-mă pe ăsta. Și acum o să aducem un antrenor care o să ne și ajute. Clar. Dar nu o să fie licență de pus pe bancă. O secundă, o secundă, domnul Zotar. Deci vă aduceți un antrenor cu licență pro care să nu fie doar formal pus acolo. Exact, exact. Exact. Aveți pe cineva în avem. Gând? Avem da? Variante și cred că în câteva zile vom anunța. Mult. E din rândul celor, să spunem... Nu e român. Nu e român? Nu e român. Foarte interesant. A mai activat în România? Ca jucător. Unul dintre ei. Și alții care n-au activat în România, dar se va alege din... Va alege, bineînțeles, patronul în... Următoarea întrebare, a jucat la Steaua sau la FCSB? No. Ca să vedem, să îngustăm drumul, să ajungem la ușa respectiv. Nu, dar asta e o știre importantă, că poate FCSB pune și el va avea o colaborare directă cu Pintilic, că înțeleg că... Pintilic cu Neubert, cu tot stafful, cu tot stafful, da. Ați vrut să spuneți ceva. Vreau să spun ceva. Pentru că după meciuri sau înainte sau la flash, când venea Leo Strizo, îl cunosc, sper să nu se supere, dar asta e realitatea, pur adevăr, noi ne puneam întrebarea dacă să-l ascultăm sau să nu-l ascultăm. Sau să-l dăm și să dezvoltăm alte subiecte. Iar acum dezvoltăm niște declarații că dacă, chiar dacă le iei punctual, îți dai seama că nu e apărarea lui Mihai, că tot timpul am fost în contră cu el. Dar, bun, președinte executiv sau manager general cum este Mihai acolo, poate să facă ce spune Strizu.
Este normal să ia deciziile alea și să își certe capitanul că ia galben, normal. Adică cum să nu vorbească cu colarul și să-i spună nu lua galben? Adică cum? Nu, eu n-am pus automat declarația lui Sinu și spun că are dreptate. Nu, dar eu aș să spun altceva. Voi vă uitați și probabil că și zâmbeați când auzeați niște chestii înfiorătoare. Păi normal că eu râdeam în hohote, nu zâmbeam. Pentru că erau momente vesele. Problema la mine era alta. Mie mi-era rușine, nu știam ce să mai fac, dar să mă mai uit sau nu, că intram în pământ de rușine. Pentru că un om care nu putea să vorbească, reprezenta clubul. Numai când îi vedeam, asta este normal că e adevărat aici, are dreptate că l-am ostracizat. Pentru că nu suportam să se apropie de echipă un om care n-avea nicio legătură. Începeau jucătorii să se întrebe, bă, oare ăsta e antrenorul nostru? Nu, era licență, trebuia să stai acolo, licență, că așa fusese. Așa erau obiceiul. Asta era cutuma în România. Erau cluburi care aveau licență și antrenori. Au fost multe, așa e. Uite, și atunci am zis, bă, facem și noi ca aia. Acum nu mai merge, nu mai facem. Nu mai merge. E un fel de mea culpa. Undeva, cândva, pe vremuri, aveam un antrenor, doar cu licență, dar nu venea nici la meciuri, nici la antrenamente, nicio. Doar licența și era pe foaie. Jur. S-au schimbat vremurile. Asta zic. Și bine că s-au schimbat. Și bine că s-au schimbat. E adevărat că e bine că s-au schimbat. Da. E adevărat. Și bine că s-au schimbat. Așa este, așa este. Cred că totuși era firesc, dacă tot la un sistem competițional l-am copiat din Belgia. Cupa României am copiat-o din Olanda. Cred că problema antrenorilor, la problema antrenorilor ne puteam inspira din Franța. Că Franța e peste Belgia, peste Olanda, peste România. Trebuie să o recunoaștem cu tristețe în voci. Că Franța e puțin mai evoluată decât noi, okay, în fotbalul. Și credeți că dacă activa în România ce e în Franța, Gigi Becali accepta să plătească 25.000 de euro pe meci? Stai puțin că nu vorbim de 25.000. Păi facem și noi o... A, să fie mai puțin la noi. Păi facem și noi o regulă de 3 simplă. Dacă la media bugetelor în Franța se plătește o... Dacă Mbappé e plătit cu... Vezi? Ideea amenzilor... Ideea este, dacă dai o amendă, să te sperie să... Apelez te sperie, te sperie. Te sperie pe Stade de Reims, nu este un club foarte bogat și nu se sperie chiar așa de tare de amenda asta din moment ce omul, dacă e bun, îl ține acolo. Iar noi avem la ora actuală cel mai bun antrenor din România, pentru că de la meciul cu Rapid, care a însemnat a doua etapă din returul sezonului regular, până acum, de atunci a preluat echipa Pintili, este cu FCSB pe primul loc în clasament. În clasamentul început de atunci. Începem de la zero și este pe primul loc. Îi mulțumesc lui Liviu Manolache pentru că l-am rugat să îmi dea o statistică și statistica mă confirmă. Spuneți-mi un lucru. Dacă Pintili nu era acum suspendat, el se putea comporta ca un antrenor principal pe bancă? Nu cred. Păi de ce? Păi nu, în astea 30 zile. Știu, Dane. Teoretic oricine poate să fie. Eu zic că nu s-a comportat ca un antrenor pe bancă nici în meciurile când a fost incriminat de Burchel. Da, mă rog, chiar că nu mai vreau să dezgrob morți. Bun, urmează Craiova. Deci uitați-vă la ăsta ce față are. Păi eu pot să las așa un specimen ca să stea lângă echipă? Uitați-vă la el ce față are. Pot să las un asemenea specimen? Nu pot să las. Da, domnul Zutare, de toate. Da, dar l-ai lăsat. Păi dar nu era... A fost numit, știu, nu de mine. Leo Strizu nu a intrat cu forța la FCSB. S-a făcut o greșeală. Păi și cu ce e vinovat el? Nu, e vinovat de el că a început să bată câmpii. În rest, nu e vinovat cu nimic. Nu, el a explicat niște situații pe care le-a trăit acolo și care lui se par în neregulă. Adică poate lui se pare neregulă că un manager se ia de olarul. Corect, se pare lui neregulă. Normal asta nu că îi se pare lui neregulă, dar nu prea mă interesează cum îi se pare lui. Da. Ce îi se pare. Pe mine mă sperie și acum când îi văd față. În măsura în care mai avem timp, nu știu, să vedem măcar echipa de start a Craiovei, înainte acestui meci cu UTA, foarte important meciul. Până la urmă, Craiova a fost echipa avantajată de etapa trecută, pentru că a fost singura care a câștigat dintre cele care au obiectiv prezența în play-off. Arată așa echipa. Etapa trecută s-a început cu Marcovici și Colici, acum rămâne doar Marcovici. Bayaram în spatele lui, Ișvan în dreapta, Ivan în stânga, Screciu, Mateiu, toți jucătorii pe posturile lor. Cred că e singura echipă din Europa care are 3 stângaci din 4 jucători în linia de fund. E chiar o chestie deosebită.
să ai 3 stângaci din 4. Mulți jucători în continuare tineri, mă refer dintre cei care bifează... Și o echipă care în mod normal arată bine, în plan ofensiv, pare că ar ajunge foarte ușor la poartă. Da. Rămâne de văzut, dar echipa arată bine, cred eu. Cel puțin cei 4 din față. Bayram poate să fie exact piesa care a lipsit. Țineți minte că înainte de accidentare era poate cel mai în formă jucător al Craiovei și un jucător chiar foarte, foarte talentat. Cred totuși că lupta se va duce la mijlocul terenului. Unde, de exemplu, UTA voi va domina. Chiar normal, dacă, cu Chivolete greșeu că ne-a dominat. Acolo, ce au ei aici, mie nu-mi place să văd doi mijlocași centrale, ambii defensivi, prea defensivi. Adică, nu știu care e părerea ta, dar... Da, așa e, depinde.